La rubrica Recomandare de lectură, vă voi prezenta cartea Vreau să știu de ce, scrisă de autoarea Charlotte Grosstedt, titlu apărut la editura Galaxia Copiilor. Este o scriitoare franceză, autoare a numeroase cărți pentru copii, îndrăgite de publicul de toate vârstele. Această carte prezintă marile întrebări ale celor mici, oferă răspunsuri clare și inspirate la cele mai dificile întrebări pe care ni le pun copiii. Cei mici au obiceiul de a-și exersa curiozitatea, născocind întrebări complicate despre ei înșiși, despre ceilalți oameni și despre viață în general. De ce nu pot face întotdeauna ce vreau eu? Părinții care au mai mulți copii îi iubesc pe toți la fel? De ce există războaie? Fiecare dintre noi moare într-o zi? Dacă oamenii mari nu găsesc mereu cuvintele potrivite pentru a le răspunde, Vreau să știu de ce reușește să ofere explicații complete pe un ton prietenos. Copiii vor înțelege mai bine lumea care ne înconjoară și, în plus, cu ajutorul acestui volum, copiii își vor dezvolta imaginația și spiritul creativ. Informațiile sunt însoțite de ilustrații pline de farmec și sunt organizate în 4 secțiuni: eu, familia mea și viața merge mai departe, lumea se învârte și se învârte. Copiii au obiceiul de a pune întrebări dificile, iar oamenii mari nu găsesc întotdeauna cuvintele potrivite pentru a răspunde. Cartea oferă răspunsuri clare, directe, pentru a-i ajuta pe cei mici să înțeleagă mai bine lumea care îi înconjoară. Vârsta primilor ani de școală reprezintă acea perioadă în care copiii își dezvoltă gândirea analitică, întrebările curg într-un ritm alert, iar problemele pe care și le pun cresc în dificultate și capătă din ce în ce mai multă profunzime. Setea lor de cunoaștere și nevoia de a înțelege tot ceea ce îi înconjoară pot deveni uneori copleșitoare pentru părinți sau adulții responsabili de creșterea și educația lor. Cartea a fost creată special pentru a întâmpina această rafală de curiozități cu răspunsuri istețe și clare. De ce nu ne putem uita toată ziua la televizor? Ce înseamnă să fii adoptat? De ce este rău să mințim? De ce sunt atât de diferiți băieții și fetele? Astfel de întrebări te pot lua prin surprindere. În plus, ilustrațiile simpatice te vor ajuta să abordezi cu mai multă ușurință, creativitate, subiectele care îl interesează. Așadar, dragi copii, citiți această carte și veți descoperi marile întrebări ale celor mici. Lectură plăcută!